Premierul Marcel Ciolacu spune și că va avea întâlnire cu omologul său austriac Karl Nehammer. Șeful guvernului de la București a afirmat din Germania că aderarea la spațiul Schengen este un drept al românilor, încălcat din niște calcule politice interne ale Vienei. Mai multe ne spune însă chiar acum Antoanela Răilean. Ascultăm. Bună ziua și bine v-am regăsit, aflat într-o vizită externă în Germania. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că e posibil în perioada următoare să aibă o întâlnire cu omologul său austriac, Karl Nehammer, iar discuțiile vor viza în primul rând aderarea României la spațiul Schengen. De asemenea, Marcel Ciolacu a precizat că a avut astfel discuții cu premierul spaniol în contextul în care Spania a preluat recent rotativa președinției Consiliului Uniunii Europene. Rămâne de văzut ce alte discuții va avea premierul în acest sens și ce alte întâlniri. Așa cum am spus, e posibil ca în perioada următoare să aibă o întâlnire cu Karl Nehammer, iar zilele acestea premierul se află la Berlin, acolo unde a avut discuții cu omologul său german, Olaf Scholz.